Toți greșim în multe feluri. Dar dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om perfect. Și nu asta este marea bucurie, ci marea bucurie este că poate să-și țină în frâu tot trupul. Fraților, ideea cu care aș dori să începem în dimineața aceasta este ideea prin care noi suntem chemați să ne conducem pe noi înșine. Poate să-și țină în frâu tot trupul. Sunt persoane care sunt chemate să conducă o instituție. Sunt persoane care sunt chemați să conducă o națiune. Dar aceștia sunt câțiva. Dar nu există vreun om care să nu fie chemat să se conducă pe sine. Vreau să vă întreb, e vreo legătură între modul în care cineva conduce o instituție și modul în care cineva se conduce pe sine? Vreau să spun că există cursuri din ce în ce mai multe. Astăzi nu mai poți să faci un alt fel de curs decât de leadership. Ăsta sunt toate cursurile. Adică te învață școala cum să conduci pe alții. Ați văzut vreun leadership în legătură cu propria ta persoană? Cum să te conduci pe tine? Dacă cineva ar putea să ia principiile de leadership social să le aplice la sine, deci dacă ar fi posibil lucrul acesta, asta m-ar face să am încredere în soluțiile academice în ceea ce privește leadership-ul. Dar câtă vreme soluțiile academice ale de leadership nu se potrivesc și vis-a-vis de propriile mele nevoi, din momentul ăsta mari semne de întrebare în legătură cu eficiența acestor studii. Pentru că problema oricărei cârmuiri este individul. Dacă un individ se poate conduce, adică să-și țină în frâu trupul, apoi omul respectiv va putea să țină în frâu sau să conducă și pe alții. Din cauza aceasta, leadershipul creștin este total diferit de leadershipul general care se studiază azi. S-ar putea întâmpla să ziceți, pe mine nu mă interesează leadershipul. Și bine faceți. Nu e nicio problemă. Încă o dată, foarte puțin suntem chemați să-i conducem pe alții. Dar în dimineața aceasta aș vrea să vă invit să descoperim un leadership care ne va ajuta să ne conducem pe noi înșine. Suntem încă la David. Suntem încă la David. Pentru ca să mergem în pași mărunți și să înțelegem importanța subiectului, voi începe cu Abraham. În Cartea Patriarhi și Profeți, capitolul Avram în Canaan, ediția care o am eu aici este pagina 133, dar este foarte posibil ca dumneavoastră să aveți alte ediții. Găsesc următoarele gânduri. Casa lui Abraham cuprindea mai bine de 1000 de persoane. Aceia care erau conduși de învățăturile sale spre a se închina singurului Dumnezeu, au găsit un cămin în tabăra sa. Au fost atrași, au fost câștigați, ca la o biserică binecuvântată. Și aici, ca într-o școală, ei au primit o astfel de învățătură care îi pregătea să devină
reprezentanții adevăratei credințe. În acest fel, asupra sa zăcea o mare răspundere. El forma conducători de familii. Ce forma Abraham? Conducători. Rețineți. Avram forma conducători. Ce trebuie să formeze Biserica lui Iisus Hristos? Poftiți? Conducători. Modelul este același. Modul în care se conduce o biserică va fi model pentru modul în care se conduce o familie. Modelul în care se conduce o familie va fi model pentru modul în care se conduce un individ. Da? Învățăm să ne conducem la biserică. Spuneam altădată și cred că lucrul ăsta trebuie să fie repetat de multe ori. Când se vede că oamenii nu mai știu să se îmbrace, se îmbracă cu haine rupte, lasă cureaua pe aici, pe jos, țin pantalonii cu o mână și așa mai departe, atunci să știți un lucru, că societatea respectivă nu mai are templu. Țineți minte. Nu mai are ce? Zice stare. Templu. Pentru că oamenii în toate timpurile au învățat cum să se îmbrace la templu sau la biserică. Era normativ pentru ei. Frumosul absolut se întâmpla la biserică. Am luat doar un exemplu. Când veți observa că societatea experimentează lucruri neobișnuite și nu numai neobișnuite, dar anormale, să știți că societatea respectivă nu mai are templu. Pentru că normalitatea este creată și este păstrată la nivel de templu. Când templele sunt scoase din observația noastră, când oamenii nu mai au nevoie de templu, când oamenii sunt învățați estetica, utilul și orice altceva din altă parte, dar nu de la templu, veți observa schimbări în ceea ce privește decadența sau degradarea foarte rapide. Cu alte cuvinte, decadența societății mele își are rădăcinile în ineficiența Bisericii lui Iisus Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu spune, voi sunteți sare a pământului. Cu alte cuvinte, acolo unde sunteți voi, acolo putregaiul, acolo elementul de stricăciune este blocat datorită vouă. Dacă sarea își pierde gustul, nu mai poate reabilita nimic. Spune cuvântul lui Dumnezeu, cu sarea aia nu poți decât să o iei și să o arunci. Falimentul Bisericii lui Iisus Hristos se vede în faptul că societatea își duce drumurile ei fără templu, fără sfințenie și oricum. Din cauza asta, cuvântul lui Dumnezeu se adresează bisericii și spune, ieșiți la drumuri și la garduri, influența voastră trebuie să se vadă. Așa a funcționat Avram. El a făcut ca în școala lui să se nască conducători despre care el spune, sau Dumnezeu spune, eu știu că el va porunci casei sale să umble în căile și în orânduielile Domnului. El va porunci. Sistemul de educație nu este altceva decât un sistem de transmitere a unor învățături, de porunca lui Dumnezeu din generație în generație. Asta e educația. Dacă educația nu reușește să poruncească valori, dacă educația nu reușește să implementeze principiile lui Dumnezeu, educația respectivă și-a pierdut sensul. N-are rost.
Și atunci, biserica lui Dumnezeu ce este? Am vorbit de familie, am vorbit de individ. Zice acolo, în casa lui Abraham, ca într-o școală, se învățau principiile în care se formau conducători. În biserica lui Dumnezeu, e biserica școală? Dați-mi voie să mă opresc puțin. Câți dintre dumneavoastră ați venit la biserică azi ca la școală? Nu toți. Vreau să vă spun, eu vă vorbesc despre mine. Nu e așa că ne-am obosit de atâta școală? Să tot ne învețe cineva și să tot... Cine pleacă de acasă dimineața să mai învețe cineva la să mai învețe ceva la biserică? Nu mai vine nimeni cu ideea de a învăța. Pentru că noi le știm pe toate. Și atunci de ce mai veni la biserică? Venim la biserică ca să suportăm o oră de cicăleală. O suportăm și pe asta ca să putem să fim împreună. În foarte multe situații, de foarte multe ori, noi stăm pe bancă și cuvintele trec pe la urechile noastre, iar gândul nostru este unde? Nu se mai termină? Nu se mai termină? Hai să se termină odată. Și gândul umblă în stânga și în dreapta, uitând că suntem aici, dar în școala cui? Și că cuvântul acesta ajunge la noi cu putere de a schimba. Nu e vorba, încă o dată, nu cuvintele predicatorului contează, ci cuvintele Scripturii care sunt oferite de predicator. Acelea contează. Luați-le pentru dumneavoastră. Schimbați viața. Folosiți modelul respectiv ca model pentru viața dumneavoastră. Școală. Iar la rândul dumneavoastră veți putea să deveniți reprezentanți ai acestei școli sau acestei educații în continuare. Mă apropii de David. Înainte de David, rege peste Israel a fost Saul. În întâlnirea noastră, nu precedentă, ci acum două ocazii, ne-am despărțit lăsându-l pe David într-o criză. Vă aduceți aminte? Suise templul, iertați-mă, suise chivotul la Ierusalim, apoi a binecuvântat poporul și apoi s-a dus la el acasă să-și binecuvinteze casa. Și când a intrat la el acasă, a intrat într-o criză. Vă amintiți care era criza? N-a putut să-și binecuvinteze casa. Din cauza cui? Din cauza lui Mical, soția lui, care era exponentul unei alte educații. Venea din altă școală. Din școala cui? Din școala lui Saul. Era fiica lui Saul. Școala lui Saul. Ce școală reprezenta ea? Ea reprezenta școala formală a vremii de atunci, în care conta foarte mult să-ți păstrezi gradul, hainele, postura și prin forța aceasta formală trebuia să-ți impui regalitatea mai departe. Și îi reproșează lui David, de ce ți-ai dat haina jos de împărat? De ce ți-ai dat haina jos? De ce ai fost îmbrăcat doar într-o tunică albă încins cu efodul? Din ce cauză? De ce ai renunțat la rangul tău? Te-ai înjosit. De ce te-ai înjosit? Împăratul trebuie să fie împărat și când doarme. Corect? Asta era ideea. Asta era ideea casei lui Saul. Casa lui Saul era o casă care a luptat pentru ca să impresioneze, să facă impresie înaintea oamenilor. David n-avea treaba asta. El nu dorea să facă impresie, el băgase de seamă că Dumnezeu îl înalță și că nu trebuie să lupte el pentru asta. Venise de la oi și s-a trezit pus în
fruntea poporului său aproape fără să știe. L-a aruncat Dumnezeu acolo, în față. Și s-a trezit acolo, iubit de popor, sprijinit de Dumnezeu, căutat de toți ceilalți. Și s-a întrebat, Doamne, cum? Tu îmi faci o casă mie? Tu te ocupi de mine în felul acesta? Frații mei, e o mare lecție. Nu încercați niciodată să uitați faptul că Dumnezeu este acela care înalță un popor și de asemenea un scaun de domnie. De asemenea, înalță un individ. Numai Dumnezeu o poate face. În rest, toate sforțările noastre ne înnebunesc. Pentru că Saul a fost un om mândru. Știți care este problema omului mândru? Cea mai mare slăbiciune a lui, care este? Omul mândru. Este manipulabil. Un om mândru poate să fie cel mai ușor manipulat. Îl lingușești și o să fie în al nouălea cer. Îi spui două vorbe puțin în care îl apeși jos și va veni și spune și va spune în fața tuturor: nu-mi plângeți de milă, ca Saul. Vă aduceți aminte? Stătea cu sulița în mână și se plângea gârzii sale de corb. Niciunul dintre voi nu ține cu mine, pe niciunul nu-l doare inima față de mine. Nu mi-ați spus că fiul meu a complotat cu David și așa mai departe. Saul, ești frustrat? Sigur că da. Omul mândru este cel mai frustrat om. Se numește complex de superioritate. Există și complexe de inferioritate. Dar să fie clar că există și complexe de superioritate și complexele între ele, nu știu dacă unele sunt mai bune decât altele. Da? Și iată-l pe el așa, frustrat. Din ce cauză? Era mândru. Din ce cauză? Se străduia să se prezinte bine înaintea oamenilor. Se străduia și cum îți suspectezi tu fiul pe Ionatan că lucrează împotriva ta ca să-ți ia tronul? Cum poți să faci lucrul ăsta? O casă plină de suspiciuni, complexe de inferioritate, aproape mânie în continuu, până la nebunie. Aceasta este atmosfera unei curți regale. Curtea regală a lui Saul. Vreau să vă întreb. Ce șansă are poporul cu un astfel de împărat? Cu alte cuvinte, ce șansă are poporul să fie educat, să fie format cu un astfel de împărat? Poporul va ajunge exact ca împăratul. Frustrat, suspicios, mânios. Probabil că dumneavoastră puteți conduce mai departe. Și acum, punctul 3. David. Vă rog frumos, gândiți-vă, puneți-vă în locul lui David. Ce șansă aveți să schimbați curtea regală? Te va chema Dumnezeu să fii rege. L-a anunțat cu mult timp înainte. David, fii atent că tu urmezi. Și în timp ce fusese anunțat, David se uita cu ochii lui la viața lui Saul și ajungea din ce în ce mai mult la concluzia: nu vreau viața asta. Vreau altfel. Bun, nu vrei și poți să o schimbi. Poți să o schimbi. Marea majoritate dintre noi cred că gândim cam așa: o, dacă aș fi eu acolo, lucrurile s-ar schimba. Să fiu eu acolo. Dați-mi voie să vă prezint o imposibilitate. Dar gândiți-vă. Câți dintre dumneavoastră n-ați gândit că dacă ați fi în locul lui Biden, președintele Statelor Unite de acum, la 80 și ceva de ani, n-ați face mai bine ca el? Câți dintre dumneavoastră nu v-ați gândit așa? Niciunul?
Niciunul. Nu e adevărat, toți v-ați gândit așa. Pentru că ori de câte ori veniți și spuneți n-a făcut bine, de fiecare dată spuneți că eu știu ce trebuia să facă. Așa se întâmplă. Că zice, cu ce judecată judecați? Cu aceea veți fi judecat. De ce? Pentru că știți ce trebuie să se facă. Aveți soluții în ceea ce privește situația de fapt. Credeți că dacă ați fi acolo s-ar schimba cu ceva? Credeți că s-ar schimba cu ceva? Frații mei, dacă nu știm ce trebuie făcut, numai pentru faptul că vom fi acolo, nu se va schimba cu nimic. Și lucrurile arată că, de fapt, oamenii buni, care au fost buni la ei acasă, în momentul când au fost puși acolo, crezând că vor schimba ei, realitatea a fost că s-au schimbat ei, dar sistemul nu s-a schimbat. Pentru că sistemul este puternic. Sistemul schimbă. Dimineața asta aș vrea să vă invit să deschideți cuvântul lui Dumnezeu la un psalm. Și de aici, dintr-un singur psalm, aș vrea să învățăm principiile fundamentale pe care și le-a propus David în legătură cu viața sa și în legătură cu poporul său și în legătură cu conducerea pe care o va face, o va realiza el. Este vorba de psalmul 101. M-a fascinat psalmul acesta. Aș vrea să-l citesc odată împreună cu dumneavoastră. Are doar 8 versete, nu e lung. Și în timp ce îl vom citi, vreau să vă întreb un lucru. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră ați procedat așa până acum. Punctul 1. Punctul numărul 2. Dacă doriți să procedați așa de acum înainte. Deci două întrebări. Voi termina de citit psalmul și voi pune prima întrebare. Câți dintre dumneavoastră au procedat așa până acum? Și voi ruga să ridicați mâna. Apoi voi trece la a doua întrebare. Câți dintre dumneavoastră doriți să procedați așa de acum înainte? Și voi ruga să ridicați mâna. Haideți să citim împreună. Voi cânta bunătatea și dreptatea. Ție, Doamne, îți voi cânta. Mă voi purta cu înțelepciune pe o cale neprihănită. Când vei veni la mine? Spune asta David cui spune? Domnului, Doamne, când vei veni la mine? E visul lui. Extraordinar. Așa începe totul. Așa începe. Voi umbla cu inima fără prihană în mijlocul casei mele. Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Urăsc purtarea păcătoșilor, ea nu se va lipi de mine. Inima stricată se va depărta de mine. Nu vreau să cunosc pe cel rău, pe cel ce clevetește în ascuns pe aproapele său, îl voi nimici. Pe cel cu priviri trufașe și cu inima îngânfată, nu-l voi suferi. Voi avea ochii îndreptați asupra credincioșilor din țară ca să locuiască lângă mine. Cel ce umblă pe o cale fără prihană, acela îmi va sluji. Cel ce se dădă la înșelăciune, nu va locui în casa mea. Cel ce spune minciuni, nu va sta înaintea mea. În fiecare dimineață voi nimici pe cei răi din țară, ca să stârpesc din cetatea Domnului pe toți cei ce săvârșesc nelegiuirea. Amin? Amin? Amin, mulțumesc. Și acum prima întrebare. Câți dintre noi am aplicat psalmul 101 până acum? Ridicați mâna. Sus. 1. Mulțumesc. Câți dintre dumneavoastră ați dori să aplicați psalmul 101 de acum încolo? Interesant. Bun. Aș vrea să vedem dacă chiar dorim. Vreți să o luăm
mai mărunt? Hai să o luăm mai mărunt puțin și să vedem dacă într-adevăr e așa. Pentru că să știți că psalmul acesta lui David e într-adevăr fundamental pentru schimbarea noastră și pentru a învăța cum să ne conducem pe noi. Începe David cu bunătatea și dreptatea. Ați întâlnit dreptatea bună vreodată? Dreptatea bună. Nu dreptatea rea. Dreptatea bună. În așa fel încât să fie frumoasă, să fie bună, să fie de dorit. Ați întâlnit-o? Eclesiastul 3:16. Repede de tot. E un text care aș dori să ne dea de gândit. Am mai văzut sub soare că în locul rânduit pentru judecată domnește nelegiuirea. Și că în locul rânduit pentru dreptate este răutate. Nu mă ocup de prima parte. Am putea să vorbim despre cum se face dreptate în zilele noastre, sisteme de judecată, tribunale și așa mai departe. Am putea să spunem că în locurile acestea, pentru judecată, acolo unde se judecă ce e bine și ce e rău, domnește nelegiuirea. Cu alte cuvinte, se calcă frecvent ideea de lege. E ceva nou pentru dumneavoastră? Treaba asta e ceva rău? Nou, pardon? Nu știați că la judecată, la tribunal, se calcă legea? Nu știați treaba asta? Dacă n-ați știut-o, e bine să vă obișnuiți cu ideea. Și ideea că veți găsi dreptate undeva în altă parte decât la Dumnezeu este un lucru care ar trebui să-l uitați. Dar partea a doua este mai subtilă și mai dureroasă decât prima. Zice, în locul rânduit pentru dreptate este răutate. Cum e asta? V-ați gândit vreodată? V-ați gândit vreodată că un om care este rânduit să facă dreptate ar putea să-și dezvolte un caracter nesimțitor? Judecata este oarbă, ați văzut? Justiția este acea femeie legată la ochi care nu se uită la cine și este un fel de matematică a legii, stânga, dreapta și așa mai departe, ca nu cumva să facă părtinire. Că dreptatea nu trebuie să fie părtinitoare. Dar vă dați seama că dreptatea legată la ochi nu are milă? Vă dați seama? Cred că am mai zis treaba asta. Am mers odată în Los Angeles și la un stop am făcut dreapta. Era roșu. Am făcut dreapta, m-am dus acasă, peste două săptămâni vine amendă $400, 450. Ha. Mi-au trimis și frații video să văd ce am făcut, tot m-am uitat la mine. Nu mi se oprise roata. Știți că ai voie să faci dreapta pe roșu, dar trebuie să te oprești, să te asiguri. Eu intrasem foarte încet, dar nu mi se oprise roata. Și în momentul acela m-am dus la cort și am spus, vreau să fiu judecat. Pentru că doar judecătorul poate ierta. Legea fără judecător nu poate ierta. Legea în situația respectivă însemna $450. O groază de bani pentru mine.
Și a trebuit să mă duc la judecător. Și a trebuit să-mi prezint cazul. Și a trebuit să-i spun. Judecătorul s-a uitat la mine și a zis, dismiss. Hai, du-te. Nu că eram pastor. Fraților, dreptatea bună este ceea ce a făcut Iisus Hristos și ceea ce David vorbește atunci când spune, totul începe așa, voi cânta bunătatea și dreptatea, ceea ce înseamnă harul și legea, nu harul și mila, că e același lucru. Harul și legea, legea lui Dumnezeu împreună cu harul lui Dumnezeu formează cel mai frumos produs pe care universul acesta îl poate vedea, și anume dreptatea bună și mila dreaptă. Este străin de noi lucrul acesta, pentru că nu suntem obișnuiți să lucrăm cu două deodată, și cu harul și cu legea. Noi ori luăm una, ori luăm pe cealaltă și de fiecare dată suntem în șanțul stâng sau în șanțul drept. Nu e nicio problemă. Care e diferența între șanțul stâng și șanțul drept? E vreo diferență? Curge apa invers pe ele? Nu, tot acolo suntem. Singura șansă este să dăm dreptății șansa la bunătate și să dăm bunătății dreptatea. Este performanța divină. Cu asta începe tot, dragii mei. Cu asta începe siguranța în familie. Asta începe, aici începe sensul de unitate și de coeziune între soț, soție și copii. Când dreptatea este bună. Când copiii pot să spună legea este sfântă, dreaptă și bună. Nu doar că este sfântă și dreaptă, dar e bună. Și când bunătatea nu este doar blocajul legii, când bunătatea nu anulează dreptatea, ci când bunătatea ajută ca legea să câștige, dreptatea să câștige, astfel încât dreptatea să rămână ca normă, ca neprihănire, ca frumusețe. Aș vrea să înțelegem nu doar că așa judecă Dumnezeu, dar aș vrea să înțelegem că asta este baza pentru fericirea noastră, pentru conducerea propriei noastre persoane. Faceți ca legea lui Dumnezeu să devină bună. Iubiți-o! Rugați-vă pentru asta, că nu avem în noi puterea asta. Citiți Psalmul 119 o dată, de două, de trei ori și întrebați-vă împreună cu mine, Doamne, cum ai putut să-l faci așa de lung, psalmul ăsta? Cum ai putut să vorbești atât de mult despre frumusețea, despre iubirea, despre slava și gloria legii lui Dumnezeu, când noi, în trei cuvinte, am desființat-o? Versetul 2. Mă voi purta cu înțelepciune pe o cale neprihănită. Când vei veni la mine? Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Urăsc purtarea păcătoșilor, ea nu se va lipi de mine. Vreau să vă întreb, care e problema aici? Vedeți vreo problemă sau nu? Haideți! Partea de centru a versetului vorbește despre urăsc purtarea. Nu zice urăsc pe păcătos. Zice urăsc purtarea păcătoșilor. Astăzi răul nu mai este urât.
A existat o vreme când mama se ducea la copil și spunea: nu fă, mamă, treaba asta că e urât. Și copilul înțelegea că e că. Adică e rău. E rău. Și înțelegea lucrul ăsta. Trăiesc o vreme în care nu se mai înțelege. Dacă îi spui că e rău, se întreabă ce e aia. Dacă îi spui că e rău, se întreabă și ce dacă. Dacă îi spui că e rău, îi spune: e rău pentru tine. Dar nu e rău pentru mine. Dacă îi spui că e rău, spune: era pe vremea ta. Dar nu e pe vremea mea. Dacă îi spui că e rău din punct de vedere al lui Dumnezeu, el va spune: cred că n-ai înțeles bine, pentru că Scriptura se interpretează și eu o interpretez altfel. Ați întâlnit? Sigur, aici suntem. Aici suntem. Deschideți cu mine în Proverbe. Proverbele sunt cele mai aproape de David. Ele sunt culese de Solomon, dar multe dintre ele le-a învățat de la tatăl său. Proverbe 2. Versetul 10. Înțelepciunea va veni în inima ta. Știți, versetul dinainte spunea: mă voi purta cu înțelepciune pe o cale neprihănită. Și acum, haideți să vedeți ce învață înțelepciunea. Zice: înțelepciunea va veni în inima ta. Cunoștința va fi desfătarea sufletului tău. Chipzuința, ceea ce înseamnă... Ce e chipzuința? Gândirea, rațiunea va veghea asupra ta. Priceperea te va păzi ca să te scape de calea cea rea, de omul care ține cuvântări... Cum sunt? Ce înseamnă cuvântări stricate? Frații mei, argumente solide pentru rău. Așa cum trăim astăzi. Ni se spune, ni se explică foarte serios, puternic, că răul e bine și binele e rău. Cuvântările sunt stricate. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că poporul său sau poporul lui Dumnezeu are dreptul să judece aceste cuvântări și să le califice, să știe ce este bine și ce este rău. Să marcheze cu rău ceea ce este fără de lege și să marcheze cu bine ceea ce este binele lui Dumnezeu sau neprihănire. Să te scape de cei ce părăsesc cărările adevărate, ca să umble pe drumuri întunecoase, care se bucură să facă răul și își pun plăcerea în răutate. Din nou, își pun plăcerea în răutate. Textul spune: nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei, nici la televizor, nici la computer, nici la telefon. Nu voi pune înaintea mea. În momentul în care voi pune, eu voi iubi purtarea păcătoșilor. Ea spune: nu se va lipi de mine. Răul este neiubit aici. Apropo, dumneavoastră îl iubiți? Vă place? Ce mai urmăriți la televizor? La computer? La telefon? Sansaralele alea care nu se mai termină, în care X se ceartă cu Y, în care totul este o provocare a minciunii, a neadevărului, a poftei. Ne place virtualul ăsta? Versetul 4. Inima stricată se va depărta de mine. Nu vreau să cunosc pe cel rău. Inima stricată. Ce e inima stricată, fraților?
Rețineți, până acum am vorbit despre dreptatea bună, apoi despre răul care trebuie să fie neiubit. Nu că tolerat, nu trebuie să fie urât. Nu trebuie să fie iubit. Răul trebuie să fie urât în viața ta, în viața mea. Dacă ai o cămăruță pentru rău, pentru răul pe care îl mai iubești, dacă mai este încă treaba asta, atunci trebuie neapărat să ne îngrijorăm. Dacă cu ceva mai iubim răul, rugați-vă lui Dumnezeu ca lucrul ăsta să dispară, să obținem biruința împotriva acestei plăceri către rău. Inima stricată. Ce e aia inima stricată? Mă puteți ajuta? Poftim? Fără temere de Dumnezeu. Mulțumesc. Inima stricată înseamnă emoții, înseamnă sentimente, înseamnă ceea ce mă conduce, plăcerile mele. Stricată? Iubiri stricate. Temeri stricate. Preferințe, de un fel sau altul. Vă rog să observați un lucru. David se uită de jur împrejur și zice așa: inima stricată nu va fi la curtea mea. Rețineți, la curtea lui David nu intră niciun om cu inima stricată, așa zice. Cum reușește treaba asta? Cum reușește treaba asta? În cartea Vitejilor lui David se spune că, am mai discutat despre asta, la un moment dat vin la el vitejii din Beniamin, din seminția lui Saul. Și ei spun: vrem să fim cu tine. Și David le spune: păi bine, dar voi sunteți din neamul vrăjmașului meu, din neamul lui Saul. Și în momentul acesta, Saul, adică David, le spune: fiți atenți că s-ar putea să mă păcăliți. S-ar putea ca să umblați cu ce nu trebuie. Și el le spune limpede: eu am inima curată. Să fie foarte limpede. Dacă voi însă veniți cu inima nesinceră, să vă judece Dumnezeu. Nu știu, ați avea curajul ăsta? Ați avea curajul ăsta? Adică să spui: Domnul e de partea mea, fii atent, dacă vii cu o inimă necurată, o să te judece Domnul. Ați avea curajul ăsta? Ați avea încrederea asta? Uite, în Faptele Apostolilor se întâmplă ceva destul de asemănător. Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetul 12. Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în norod. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon. Toți. Și zice că erau plăcuți înaintea poporului. Era o biserică în formare. Erau câțiva oameni adunați acolo. Aveau toată ura Sinedriului. Se pregăteau persecuții destul de mari. Spuneți-mi, vă rog, din punct de vedere al Sinedriului, care era cea mai ușoară metodă ca să-i dizolve, să-i împrăștie? Să nu se mai adune în privorul lui Solomon. Ce propuneți? Care e soluția? Poftiți? Să închidă privorul, mulțumesc. Alte? Să-i dezbine. Cum să-i dezbine? Poftiți? Asta e. Trimiți vreo 4-5 de-ai tăi între ei, faci zâzanie între ei, nu se mai înțeleg și în 2 săptămâni se duce fiecare la casă la el. Așa s-a întâmplat întotdeauna. De treaba asta era teamă și lui David când spune: veniți aici, dar dacă veniți cu inima necurată, să-mi faceți probleme, să știți că
Să știți că ce? Asta e toată treaba. E Dumnezeu suficient ca să mă apere? Sau trebuie să mă apăr eu? Textul din Faptele Apostolilor continuă și spune, după ce spune că toți erau împreună în privorul lui Solomon, după ce spune că erau plăcuți înaintea poporului, versetul 13 spune, nici unul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei. Din ce cauză? Auziți? N-aveau curaj. Dumnezeu era atât de puternic acolo. Era atât de prezent. În zilele din urmă, ceea ce va ține această biserică va fi prezența lui Dumnezeu și faptul că niciunul dintre ceilalți nu vor cuteza să se lipească de această biserică a lui Dumnezeu. Dar pentru asta înțelegem cât de aproape trebuie să fie Dumnezeu de mine și de tine? Cât de intim trebuie să lucreze Dumnezeu în viața noastră? Înainte de citatul pe care vi l-am amintit din Faptele Apostolilor, abia se terminase episodul cu Anania și Safira. Când Dumnezeu a intervenit în biserica lui și a scos răul afară. Și după aceea, oamenii au început să tremure. Dumnezeu va scoate răul afară. Și oamenii vor tremura. Textul așa spune aici. Inima stricată se va depărta de mine, nu vreau să cunosc pe cel rău. Dumnezeu este acela care scoate pe cel rău și îl va scoate din biserica lui. Îl va scoate de acolo de unde face răul. Haideți, frații mei, să înțelegem că nu e de jucat aici. Încă o dată, pentru mine, lucrurile astea sunt obișnuite, că toată ziua vorbim despre ele. Dar când stau și mă gândesc că David a instituit o curte regală pe principiile astea, mă uluiește. Adică David chiar i-a scos afară pe oamenii care aveau o inimă împărțită și care nu erau sinceri. Chiar i-a scos afară. Chiar nu i-a primit. Chiar a hotărât cine să fie cu el și cine să nu fie cu el. Mai departe, textul spune, pe cel ce clevetește în ascuns pe aproapele său, îl voi nimici. Ce înseamnă să clevetești în ascuns? Poftiți? Bârfă. Nu public. Nu cine bârfește public. Cine bârfește în ascuns. Ce va face cu el? Îl va nimici. La curtea lui David n-au existat bârfitori, corect? Așa spune el. Îl voi nimici. Spune-mi, te rog, de ce în viața ta există bârfitori? De ce tu te însoțești cu bârfitorii? De ce asculți? De ce îți place? În Proverbe 6:17 spune că bârfele alunecă precum prăjiturile. Așa, sunt dulci la nivelul cerului gurii, așa ne plac. Așa, dacă trece o zi fără să mai aflăm știri din stânga și din dreapta, bârfe, parcă n-am mâncat prăjituri, știi? Am mâncat numai linte și fasole sau ce vreți dumneavoastră. Da? N-am mâncat prăjituri. Ha, să vină să mai aflu de X și de Y. Și David spune, așa ceva nu, îl voi nimici. Vreau să te întreb, ai nimicit vreodată un bârfitor în viața ta? Ai nimicit? În așa fel încât să spui, te rog frumos, la mine nu. Cu mine nu. Ai nimicit? Vei nimici de acum încolo? Este cea mai frumoasă imagine pe care o văd a unei curți regale, fără bârfitori, fără oameni care iubesc răul, fără oameni cu inima stricată, căutând dreptatea bună. Și lucrurile astea nu sunt teorie. Lucrurile astea sunt realități. Spuneți-mi, vă rog, de ce David nu l-a iertat pe Shimei? Poftiți? De ce nu l-a iertat pe Shimei?
Și mei reprezintă una dintre casele puternice ale poporului Israel. Aveam influență politică foarte mare. David îi dă timp de har, dar Shimei nu se întoarce. Shimei este unul dintre puținii oameni pe care Scriptura îi definește ca fiind cu inima stricată. Ceea ce face el împotriva lui David arată răutatea sau stricăciunea inimii sale. Și David este acela care ține cont de lucrul acesta până la sfârșit. Și în timp ce îi dă posibilitatea amânării pedepsei, el face ca răutatea să cadă asupra capului lui. Aș vrea să trecem puțin repede la versetul 7. Cel ce se dă la înșelăciune nu va locui în casa mea. Cel ce spune minciuni nu va sta înaintea mea. Vreau să te întreb încă o dată. Tolerezi minciuna în casa ta? Tolerezi înșelăciunea în curțile tale? Ce faci cu omul care vezi că minte? Ce faci cu omul care vezi că înșală? Care este poziția față de el? Te însoțești cu el? Spui, lasă că merge și așa? E, a mințit el în situația asta, dar în rest e băiat bun. A înșelat el puțin aici, dar în rest e băiat bun. Mergi mai departe cu el? Versetul 6. Voi avea ochii îndreptați asupra credincioșilor din țară ca să locuiască lângă mine. Vreau să te întreb. Mai cauți oameni credincioși ca să-i chem lângă tine? Să-i așezi la masă cu tine? Să te rogi împreună cu ei? Să facă parte din comandamentul tău de conducere? Din curtea ta regală? Mai recrutezi încă oameni? Oameni onești, de o poziție extraordinară în ceea ce privește moralitatea. Știe toată lumea în jurul tău că tu iubești pe oamenii drepți? Suntem într-o societate plină de compromisuri, prea plină de compromisuri, prea cu păcătoșii, prea cu cel rău, prea cu clevetirea și cu bârfa, prea cu minciuna, prea cu înșelăciunea, prea de tot. Există riscul ca Biserica lui Iisus Hristos să se contamineze irreversibil de așa ceva. Este vremea ca să schimbăm lucrurile acestea. Când Domnul spune în Matei 18, du-te și mustră-l între tine și el. Domnul Iisus Hristos face lucrul acesta pentru ca să nimicească pe cei care fac răul. De câtă vreme nu te-ai mai dus la cineva ca să-l mustri între tine și el și să spui, nu faci bine? De câtă vreme? Mi se spune, nu mă duc să fac treaba asta, că numai probleme vor fi după asta. Sigur că da. Și în felul ăsta lași buruiana să crească. Lași pirul să crească. Și nu e atitudine. Și te vezi incapabil să faci ceea ce a făcut David. Și anume, el zice așa, voi nimici pe cei răi sau răul. Te vezi incapabil să nimicești, te vezi incapabil să lupți, te vezi incapabil să iei poziție pentru Dumnezeu și împotriva celor răi. Dacă ai fi în locul lui David, ce fel de curte regală ar fi în jurul tău? Ce fel de curte regală? Ce fel de oameni? Câți bârfitori ai avea? Câți mincinoși ar fi acolo? Câți înșelători vor fi acolo? Câți oameni care caută răul și cărora le place răul? Câți oameni cu inima stricată? Pentru că și eu am o inimă de felul ăsta și de. Din când în când ne însoțim. Câți ar fi? Sau ai avea puterea să dai la o parte? Ai avea înțelepciunea să dai la o parte? Ai avea viziunea și revelația să faci curățenie în țară? Pentru ca să propășească Dumnezeu? Ai înălța pe aceia care sunt credincioși să locuiască lângă tine, să-ți slujească cel ce umblă
într-o cale fără prihană, să-ți slujească. Mă apropii de încheiere. Să-ți sape în grădină cine? Cine umblă într-o cale fără prihană. Să fie cot la cot cu tine într-o afacere un neprihănit, nu un nelegiuit. Să pornești la lucru cu cineva care știi că îl iubește pe Dumnezeu. Numai așa, altfel nu. Frații mei, pentru ca lucrul ăsta să aibă loc, e nevoie de putere și de hotărâre. Viața de credință nu se trăiește la voia întâmplării și nu este o viață fără principii. Este o viață în care principiile lui Dumnezeu trebuie să primeze. Biserica nu este ce trebuie datorită faptului că aceste principii nu funcționează. Și nu sunt promovate de către mine și de către tine. Opriți bârfa. Opriți minciuna. În viața dumneavoastră, nu în viața altuia. Că e tare ușor să oprești în viața altuia. Vedeți să nu mai bârfiți. Vedeți să nu mai mințiți. Vedeți să nu mai înșelați. Vedeți să nu vă mai placă răul. Vedeți să nu mai aveți emoții corupte. Fiți drepți cu dumneavoastră. Cinstiți, onești. Apropo, ce înseamnă bârfă? Și cu asta încheiem. Ca să nu plecăm îndoiți. Ce înseamnă bârfă? Când cineva bârfește? Când vorbește de rău. Mulțumesc. Dar când vorbește de rău, ce e adevărat sau neadevărat? Nu e și una și alta. Când eu îl vorbesc pe fratele Turlea de rău și nu e adevărat, asta este minciună și calomnie. Mulțumesc, l-am calomniat. Am pus în spatele dânsului ceea ce nu e adevărat. Când vorbesc însă ceea ce este, s-a întâmplat și este adevărat și vorbesc în continuu, ce se întâmplă? Poftiți? Atunci bârfesc. Și nu mă mai satur să-mi placă să-l vorbesc pe fratele meu de rău. Cuvântul lui Dumnezeu spune dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Dragostea este aceea care nu se îndeletnicește cu bârfa și nici nu se simte bine bârfind. Dragostea este aceea care oprește și spune, te rog frumos, nu spune de ale rele ca să ce? Ca să n-audă fetele filistenilor. Nu vorbi de rău, îngroapă răul, luptă împotriva lui, roagă-te să nu fie așa, du-te la el, vorbește între tine și el, mustră-l, trezește-l, fă cumva. Astea sunt regulile de educație și de leadership pe care Dumnezeu le pune înaintea ta și înaintea mea. Aș vrea să trag atenția că Matei 18 este una dintre regulile cele mai serioase de leadership pe care Dumnezeu a pus-o înaintea bisericii și dacă o vom face, asta ne va arăta că suntem în stare să ne guvernăm pe noi înșine. Frații mei, să facă cerul ca această biserică să fie reflectarea unei astfel de conduceri. Dumnezeu să vină aici să facă lucrurile după ordinea Lui, nu după ordinea mea. Să facă cerul ca familia fiecăruia dintre noi să reflecte această realitate. Și apoi viața individuală a fiecăruia dintre noi să țină cont de lucrurile acestea. Mai citiți Psalmul 101. Venim înaintea ta, Părinte, în numele scump al Domnului Iisus Hristos, să-și cerem hotărârea, puterea prin care să putem să luptăm cu toată inima noastră
împotriva compromisului și a slăbiciunii care deseori e în viața noastră. Fă, Doamne, ca lecțiile mari de conducere pe care Tu le-ai dat în Sfânta Scriptură să facă parte din lecțiile noastre de refacere ale personalității și a vieții noastre. Doamne, cunoști slăbiciunile noastre, inclinația noastră spre rău, Doamne, adun viața noastră urârea răului. Cunoști, de asemenea, că ne este greu să unim harul și legea, dreptatea și mila, și că unii dintre noi suntem cu mila, fără dreptate, alții cu dreptatea, fără milă, și credem că o parte sau o variantă e mai bună decât cealaltă. Unește, Doamne, în viața noastră dreptatea și mila Ta. Pentru ca să fim oameni drepți și frumoși. Tămăduiește, Doamne, emoțiile noastre. Unii suntem mândri, alții suntem mânioși, alții, Doamne, iubim lucruri care n-ar trebui să le iubim. Ai milă de noi. Adu vindecare, Doamne, pentru ca în felul acesta să iubim doar neprihănirea Ta. Scoate, Doamne, din biserica Ta obiceiul bârfei. Scoate și bârfitorii. Ajută-ne să ne tămăduim de lucrul ăsta. Pentru ca să putem să vedem în frații noștri numai ceea ce este bun, sfânt și adevărat. Și să fim fericiți că avem astfel de frați și surori. Scoate minciuna, scoate înșelăciunea, Doamne. Și de asemenea, cei ce nu se pot despărți de ele, Doamne, cu durere, dar scoate-i din biserica Ta. Și iartă-ne. Și vindecă-ne. Și atrage-ne la Tine. În numele Domnului Iisus. Amin.